Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de GTA 5 cu moduri. Bine, astăzi suntem în această minunată mașină și am ceva foarte, foarte, foarte tare să vă arăt. În episodul de astăzi este ceva mai de groază. Am căutat foarte mult și am găsit acest mod incredibil de tare. Hai să vă arăt imediat despre ce este vorba. Deci, practic, o să intrăm într-un azil bântuit, ceva de genul Outlast shit. Credeți-mă că n-am mai fost înăuntru până acum, nu știu cum e. Nu știu dacă o să fie șmecher, dacă o să fie de căcat. Dar eu sper să vă placă și aș aprecia dacă s-a apăsat pe acel buton de like ca să postăm cât mai des GTA 5 cu moduri sau GTA 5 simplu. Bun, deci acest azil se află practic aici. Deci pam, apă, pac, 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 aici. Bun, este cu mod, logic. În chestia asta de aici, așa, bun. Uite și ne arată Human Labs and Research acolo jos. Bun, hai să intrăm noi aici foarte frumos în parcarea asta. Bun. Nu, pe aici se pare că am intrat greșit. O secundă, nu-i nicio problemă. O să ne întoarcem. Așa. Bun. Să vedem despre ce este vorba în acest azil. Bun, ieșim din mașină. Bun, deci o să ne punem pe first person și o să intrăm aici să vedem. Ei bine, vedem cadavre. Oh my god, oh my god, ia uite. Ok, se vede așa încet, încet, puțin, puțin, dar ia să văd dacă am pur și simplu. Trebuie să am. De ce n-am flashlight? Nu, n-am flashlight. Ok, nu vreau asta. Vreau ceva cu flashlight. Nu. Ok, o pete de sânge. Holy, what the fuck, l-a legat pe unul aici. Wow. Ah, eu primesc mesaje. Ok, începe să devină dubios. Uite, acolo e mașina. Bun. Ce se întâmplă? Ok, ce facem? What the fuck, nu văd nimic. What? Voi vedeți asta în stânga? Cum se vede? Holy shit. Ok. Lol. O să deschid ușa asta sau sal? What the fuck, nu văd nimic. What the fuck. Bine că nu sunt în autele sau ceva. Mamă, direct. Yo. What is up, man? Ce-i aici? Oh, what? Are un topor. Ok, ăștia sunt moarte. Mori de... ea e vie. Oh, mori. Holy shit. Mori. Vai de viața mea. Ok. Ăștia-s vii? Nu. Oh, nu, ok. Uite, cuști. Poți să rup lacătul? Nu. Ok, dacă mai sunt nebuni de ăștia care largă pe aici. Ma. Bă, da, chiar e dubios. What the fuck, ce m-am speriat. Lol. Wow. Hedge, mori. Ok, a fugit. Nu-i deloc dubios. Nu, ce? Ok, e destul de dubios. Poți să intru în lift? Nu, bun. Pe aici, analize. Oh, shit. What happened, bruh? Ok, o să... E nasol că... Așa, ok, pot să merg mai repede. Bun. Încă o ușă. Câte uși sunt? Uite, lifturi. Oh my god, unde sunt? Uite ce e aici, frate, dole. Mamă, n-a apăsat pe E. Ok, în față nu pot să merg.
Bun, hai înapoi. E nasol că n-am flashlight, ci am doar lanternă. Că am doar armă. Eu mai multe scări. Bun, analysis. Nu pot pe aici. A, uite că am și hartă, ce idiot. Ok, deci pot pe aici. Mamă, ce urât e. Ce urât e pe aici. Aici l-am omorât pe alea. S-a terminat? Mergem înapoi acasă? Că eu deja nu mai vreau. What the fuck? Man. Yo! Nu trebuia să-mi pușcă la. Ia. Lol, uite ce mișto face. Ce tare. Ia, what the fuck? Mai e ceva pe aici sau sal? Mergem acasă întregi sau sal? Cred că sal. Bă, cred că am ratat ceva, cred că am ratat o cameră sau ceva. Omuleu, îmi vine rău. Și nu pot pe aici, mă, frate. Nu vrea. Aaa, am înțeles. Ia uite-mi cu un buton. Și din ăla iese, ok, ok. Hai să mai explorăm ce e pe aici. Lol, niște cutii, niște stingătoare de incendiu. Uite câți morți, frate. Ia. Mamă, știi ce erau de-alea de nucleare, gen, știi? Vai de viața mea. Aici butoaiele cu bere, unde țineam ei berea. Ia, aici ce-i? Mai multe de astea nucleare. Mamă, ăștia voiau să... Ăștia voiau să distrugă lumea, mă, frate. Poți să ies? Aș. Ok. Am ieșit. Păi, bă, ăsta a fost modul. De fapt, stai. Ia, hai să încercăm să urcăm. Let's see what happens. F8 player. Ia, stai. Super jump. Hai. Nu. Am putut să-mi deschid parașut aici, nebun. Hai. Super jump-ul ăsta nu prea m-a ajutat să urc. Nope. Nu mă ajută, mă, frate. Dar trebuie să fie o scară sau ceva ca să pot să urc. Așa ar fi logic, nu? Yo. Stai pe astea. Sari. Bă. Așa. Perfect. Și nu pot să intru prin cădile de sus. Și nu pot să intru prin clădire pe sus, pe aici sau ceva. Nu, acum sunt în spatele clădirii. Ok. Wow. Mare stand, direct, pe zonă. Ok, deci nu se poate. Văd că e mare complex aici, bucurobor. Foarte tare. Păi da, mă. Hai că am și murit. Cam asta și cu acest episod de GTA 5 cu moduri. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like să vedem câte like-uri putem strânge la acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Eu am fost Gam, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!